Neamule, roșii avem, roșii păstârnac, mere ce vrei tu, neamule? Hai la gică, piețarul să mănânce, gospodarul, neamule! Sărmâna, ce vă dau? Dar bine, mă, dar n-ați închis piețele, ce dracu, că stau și mă enervez aici! Păi de ce, doamnă? Păi cum? Păi cum? Că cum? Nu se respectă nimica! Păi cum? Eu vin de la mol și voi faceți aici trafic în piață? Cu ce facem, doamnă, trafic noi? Păi cum cu ce faceți trafic? E clar că faceți trafic de coronavirus! Nu că mă iau dracii! Nu că e să mor eu dacă nu, păi da... Mă iau toate apele! Păi nu și nu apă de aia de săraci de-a voastră! Apă e vian de aia ca lumea, că dacă n-a făcut Gucci... Apă... Curge apă de aia cu nitrogenați! Cu, de la Kengen, nu știți voi, mă, săracilor! Da, bine, doamnă, vă dau ceva, vă servesc cu ceva? Ia zic, cât ai păstârnacul ăla? 3 lei kilogramul, doamnă. Păi cum 3 lei așa de scump? Păi eu de la mol îl iau coplei și ăla e bio, nu ăsta. Păi ăsta e mai ieftin, doamnă, că e 3 lei. Da, mă, dar la mine e bio, de aia, cu etichetă verde, ce dracu? Păi și ăsta e bio, doamnă, mai bio decât la mine din grădină, de unde să fie? Păi normal, mă, că e mai bio, că e din Turcia, e decât de la turci. Păi în Turcia e mai bio decât România. Doamne, e 3 lei și muncii de minim. Mai ieftin n-am cum să las, dacă las mai ieftin... Și așa nu înțeleg nimica din bani, da, păi... Bă, nene, bă, dar ce urât o dați, frate, păstârnacul ieftin și coronavirus gratis. Păi, mă, nene, voi, practic, dați spata coronavirus, o dați gratis, la vrac. Păi de unde vin eu în mol? Puuu, mă, nene, tu știi cum e mâncat ești aia ta? Păi farmacie! Ești cu ca la curling, unul scuipă ce mă linge ca să ajungă saliva mai repede. Păi și nu se infectează nimeni? Nu, mă, că la mol nu-și permite orice sărăcie de virus să intre, dai seama! Asta e virus chinezesc, doar săraci, dai seama, chinezărie! Păi voi ați auzit vreun virus să vină din Milano, măi? Tot chinezărie! Noi astea cu bani avem noi virus, dar altfel de virus, virusul cumpărăturilor. Da, doamnă, am înțeles, bine. Vă dau totuși ceva, vreți o roșie, o castraveti, un măr, vreți un măr? Păi, băi, bosule, păi mărul ăsta are certificat de valabilitate sau certificat de deces ceva are? Ha? Mă, dar ce frumos miroase tău, dar cu ce parfum l-ai dat, ia? Cu nimica, doamnă, cum să-i dau cu parfum? Așa miros mere din copac. Păi cum așa miroase ele, așa frumos, așa ele, așa decât parfum au pe ele? Păi, de la Oriflame, din catalog, nu? Tu când îmi dai mie mărul ăsta, cum îl pui în pungă, a? Ce faci, îl iei și pui mâna pe el? Îl luați dumneavoastră, alegeți pe care vreți și-l luați și nu l-a ating eu. Păi când ați așezat aici pe masă, nu tot ați pus mâna pe el? Păi și în mol marfa au apărut ca prin minuni sau cum? Nu a atins-o nimeni ca să ajungă acolo, a făcut puf și a apărut în mol? Cineva nu trebuie să pună mâna pe ea ca să ajungă acolo? Da, hai, mă rog, mă rog, hai, lasă-mă cu de-asta, dar de ce, mă rog, nu se respectă distanțarea socială, a? Păi respecte, doamnă, să știți că dumneavoastră ați fost mai nesimțite că v-ați băgat în față, dar restul meu are răbdare, stă la coadă. Păi și dacă ai văzut că m-am băgat în față, mă rog, ție, că mă apucă nervi, păi de ce n-a venit poliția să-ți dea amendă? Păi cum adică să-mi dea mie amendă că dumneata nu respecti regulile? Păi ca în viață, boss, unul dă, altul ia. Doamnă, vă dau ceva sau de ce ați venit aici, că nu înțeleg. Ce am, acum și dumneavoastră mă luați așa din prima purgapii de pe mine. Evilanul, altceva. Mi s-a stricat telefonul și că am avut o petrecere în weekend. Mă, intimă, 200 de invitați. Nu mulți, civilizați. O terasă 150 de metri pătrați. Și mi s-a stricat telefonul și boss, guarda după ea, am venit să fac o poză cu Apple. Și de asta vreau să te întreb, aș putea, mă lăsați pe mine să-l mănânc, să fac un unboxing, dacă se poate. Păi și acum nu vă este frică de infectare, că v-ați tot plâns că nu se respecte regulile, că mole mai bine și nu știu ce. Ce frică, boss, ce frică! Că țărani e peste tot, dar puțin sunt cei care sunt asumați. Mai rău e cu aia care e țărani și nu recunosc. Da, înțeleg ce spuneți.